De luni a început postul Crăciunului, iar cetățenii se îndreaptă către raionul cu produse de post. Cremvuști vegetali, pateuri și salamul de soia sunt pline de chimicale menite să suplinească carnea, laptele și ouăle și duc ideea de purificare a organismului în derizoriu. În categoria produselor nocive intră pateurile vegetale și meselurile din cauza conținutului mare de euri sau alte sintetice menite să facă produsul să semene cât mai mult la gust, miros și culoare cu alimentul pe care îl imită. Nu, nu mai e ca la noi, la cum era odată, ca să mâncăm fructul nostru și pătrăgeaua noastră din curte. Dar acum vin cu toate chimicalele și ne bagă boala în corp. Asta e, nu-i bine. Să facem la noi aici, să nu mai aducem din import. Specialiștii afirmă că acel pateu vegetal pe care îl mănâncă românii în timpul postului ar fi foarte nociv pentru sănătatea noastră. Nu fi, mamă, să știți că nu știm din ce-i făcut, că ei zic că din ardei, din ăștia, dar nu știm. Fiecare după corpul lor mai, să știi, cum permite pateul. Dar n-avem ce să facem, trebuie să ținem postul, că e păcat mai. Nu vede ce timpuri avem. Păcat e tineretul ăsta și de noi mai... pensionare care ești, bate și eu de noi să luăm mâncarea scumpă. Îmi vine să urmăie, să țin eu din 800 de 1 milion la pensie. Să țin eu atâtea lucruri. Și curentul care vine și toate mi le-a scumpit. Pateul din soia conține la fel de mulți aditivi ca cel animal, poate chiar mai mulți. La fel și salamul și crenguștii de post sau șnițelul, care mai este și prăjit. În niciun caz nu trebuie să mâncăm zilnic astfel de produse. Tot ce e conservat nu-i bun. Absolut. Nici carnea, nici pate, nici brânza sintetică, nici... Se pune mâna să-și facă, să gătească, să ia, să prepare din materiale cât se poate mai bune, dacă vrea să aibă și urmași. Dintre toate produsele de soia, cea mai sănătoasă este brânza tofu. Pe locul următor se află laptele de soia. Medicii atrag atenția că anumite produse sunt de post doar cu numele, pentru că pe etichetă se regăsesc ingrediente de dulce. Chiar dacă țineți post, nu trebuie să renunțați la cele 3 mese zilnice. Astfel, nu uitați să consumați câte o felie de pâine la fiecare masă. Ea crește nivelul glicemiei, ceea ce vă face să vă simțiți mai sătui și mai energici.